Controlele polițiștilor ieșeni scot la iveală noi cazuri de ilegalitate a comerțului cu jucării și ornamente specifice sărbătorilor de iarnă. În urma controlelor efectuate în complexele comerciale, s-au aplicat amenzi contravenționale și s-au confiscat produsele comercializate ilicit. Verificările au fost efectuate de polițiștii ieșeni împreună cu lucrătorii din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor. Au fost efectuate peste 30 de controle și aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 10.000 de lei. De asemenea, au fost ridicate jucării în valoare de 1.200 de lei.